Iar Forumul Economic România-China, un eveniment organizat de Camera de Comerț și Industria României, oferă și în acest an cea mai importantă platformă pentru mediul de afaceri și pentru cel guvernamental. Forumul oferă posibilitatea de a explora noi modalități de parteneriat și de dezvoltarea colaborărilor româno-chineze deja existente. În marja vizitei viceguvernatorului provinciei Zhejiang, Camera de Comerț și Industria României, în parteneriat cu Consiliul Chinez, au organizat unul dintre cele mai importante evenimente privind dezvoltarea relațiilor economice și comerciale între cele două țări. Am avut anul trecut 7,616 miliarde de euro schimburi comerciale, la care adăugăm 309 milioane de euro în servicii, pentru că încercăm să separăm puțin schimburile în produse și vrem să pariem foarte mult în viitor pe ceea ce înseamnă servicii. Eu consider că țările care sunt în general mai îndepărtate au nevoie de niște proiecte majore, de un core business, de un pillar care să atragă în jur societățile mici și mijlocii, precum niște sateliți. România, în momentul de față, este un șantier deschis. Mă bucur foarte mult că sunt abordate toate proiectele de investiții existente și cred că într-un viitor, poate nu chiar îndelungat, această greutate a traficului, care acum este total balansată către portul Rotterdam, să se mute către zona Mării Negre. Delegația chineză a fost compusă din companii reprezentative chineze din următoarele domenii de activitate: energie, IT & C, transporturi, industria automotive, turism și industria textilă. Zhejiang deja a avut multiple colaborări cu România. Până la sfârșitul anului trecut, România a dezvoltat în China 96 de întreprinderi, iar anul 2024 reprezintă cel de-al 75-lea an de relații bilaterale între România și China. Țara dumneavoastră îmi pare foarte familiară, poate și din prisma istoriei comune și a comunicărilor frecvente, iar poporul român este unul foarte prietenos și cred în dezvoltarea relațiilor comerciale între cele două țări. Formul Economic România-China reprezintă un eveniment cu tradiție, care oferă o platformă pentru mediul de afaceri și pentru cel guvernamental de a explora noi modalități de parteneriat și de a dezvolta colaborările deja existente.